Salut, băieți și fete! Acesta este primul videoclip despre teoriile jocului FNAF. O să fac teorii și în alte jocuri, dar momentan sunt pe FNAF. Și nu știu, nu am găsit nume mai potrivit decât teoriile lui Gabi despre bla bla bla. Dacă aveți idei mai bune, puteți să-mi scrieți în comentarii cum să se numească acest serial. Miturile și legende, poate, nu știu. Da. Hai să începem. Deci, în acest episod o să aflăm dacă Golden Freddy este o aluchinație sau nu. Golden Freddy este un animatron misterios, auriu. El apare numai dacă te uiți la un poster cu el pe camera 2B. Iar acest poster apare rar. După ce ai văzut posterul cu el, o să auzi un râs. Și o să-ți apară în birou. Dacă nu te uiți înapoi la cameră repede, o să iei un jumpscare și o să-ți iese din joc. Atunci când ești omor de oricare alt animatronic, o să-ți apară game over. Și aici se complică lucrurile. Golden Freddy ar putea să fie doar imaginația gardianului nebunind de frică, dar să fie real, ne-ar aduce mai multe variante. Prima ar fi că ar putea să fie Crankchild, încercând să se răzbune pe Michael, pentru că i-a băgat capul în Fredbear, sau încercând să-l ajute sau să-i cheară ajutorul, dar fucking fart de frică, Michael. Dar atunci când te uiți iar pe camere, dispare. Asta ar putea să însemne că este real, dar este o fantomă și nu-l poate atinge. Oricum, asta tot nu explică de ce iese din joc, atunci când primești jumpscare. Am o teorie și despre treaba asta. Deci, atunci când primești jumpscare la cheile astea animatronici, poate nu mori, poate încerci să te ia cu forța și te rănesc, dar nu te omoară și te bagă în costum, te bagă de viu. Iar atunci când primești jumpscare la Golden Freddy, mori. Deci, concluzia mea este că Golden Freddy este real și că este o fantomă și nu poate atinge. Dar oricum asta este doar o teorie și nimic nu este încă confirmat de Scott. La revedere, băieți și fete!